Anul acesta, în bugetul municipiului Câmpina au fost prinși și bani pentru înlocuirea mobilierului de la o parte din locurile de joacă din oraș. Multe dintre leagăne și tobogane sunt distruse, iar copiii nu le mai pot folosi. E vorba de 5 locuri de joacă. Licitația s-a desfășurat, o firmă a câștigat atât achiziția cât și montajul. Noi ne-am gândit ca locurile de joacă să aibă suprafața cu tartan și să difere obiectele de la un loc de joacă la altul. Schimbările vor începe cât mai curând la cele 5 locuri de joacă. E vorba de la strada Mioriței și valoarea este de 21.000 de lei, pe Alea Rozelor la blocul P4, 23.800 de lei, pe strada Bogdan Petricei cu HD-ul la blocurile A1, A3, în valoare de 29.000 de lei, pe strada Mircovului la blocul 22C, în valoare de 17.000 de lei și strada Constantin Istrații la blocul B3. Obiecte și amenajări în valoare de 22.000 de lei. Anul trecut, administrația locală a mai schimbat mobilierul din alte 4 locuri de joacă.